Crezi că vei avea pensie publică decentă? Mai gândește-te, șansele pentru asta sunt destul de mici pentru viitor, având în vedere criza demografică acută în care se află România. Deși, în general, trecută cu vederea, problema demografică este foarte importantă atunci când discutăm despre perspectivele economice viitoare ale unei țări. Dacă vorbim despre sistemul public de pensii, demografia devine și mai importantă, pensiile fiind plătite din contribuțiile populației active. Cu cât aceasta scade, cu atât e mai greu ca statul să poată plăti pensii decente. Și dacă ne uităm pe piramida distribuției populației din România, observăm o problemă substanțială. Baza de oameni tineri este în continuă scădere. Din taxele sociale ale salariaților activi se hrănește sistemul public de pensii, și acestea nu prea mai pot crește procentual pentru că sunt deja destul de mari, ridicându-se la 25% din impozitul pe salarii ce poți face tu personal în situația asta, soluția ar fi o pensie privată sau investiții personale. Problema e că asta o pot face doar puțini în România, middle class-ul fiind destul de subțire la noi. Ce poate face statul? Două lucruri, încurajarea migrației și încurajarea creșterii natalității. Voi detalia acum cele două puncte. Pe termen scurt, e absolut necesară creșterea migrației forței de muncă în România și asta pe mai multe zone, nu doar la livrări Glovo din orașele mari. România are nevoie de vreo 2 milioane de oameni care să vină la muncă din afară. Spre deosebire de alte state vest sau nord-europene, la noi nu prea se poate să vină oameni care țintesc asistență socială, pentru că noi practic nu avem așa ceva. Deci cine vine la noi, vine în mod evident la muncă. E bine că nu avem asistență socială aproape deloc? Nu prea, dar măcar în cazul nostru se elimină discuția cu migranții care vin să stea pe ajutoare. Trebuie înlesnită recrutarea de forță de muncă din afară cât mai repede și preferabil ar trebui să ne asigurăm că oamenii ăștia muncesc în condiții cât de cât decente astfel încât să nu plece din țară după câteva luni. Bun, deci pe termen scurt ne trebuie migrație, dar pe termen lung trebuie crescută natalitatea și aici începe discuția complicată. Ca să creștem natalitatea, întâi trebuie să înțelegem motivele pentru care e scăzută. În lumea modernă, asta non-feudală, copiii sunt scumpi de întreținut. În trecut era ușor, le dădeai mâncare pe care o obțineai din agricultura de subsistență și de la 6-7 ani erau deja mână de lucru gratis prin gospodărie. Acum nu mai e cazul, în societatea urbanizată de secol XXI copiii au nevoie de mult mai mult. Timp petrecut cu ei când sunt mici, timp pe care părinții care se duc la muncă nu prea lau, ani petrecut cu educația, școală, liceu, facultate, îmbrăcăminte, jucării electronice, tabere, cursuri de schi, de not, meditații, tot felul de lucruri costisitoare specifice unei populații urbanizate, ale cărei condiții de viață sunt mult peste cele ale țăranilor din interbelic. Practic, problemele sunt două: banii și timpul. Putem învăța de la țări dezvoltate care au rezultate mai bune când e vorba de natalitate, să vedem ce fac ele și cum am putea să adaptăm și noi, nu trebuie să reinventăm roata. Deci ce putem face mai exact? În primul rând, ca să rezolvăm problema timpului, dar și a banilor când discutăm de creșterea copiilor, trebuie să avem un program de grădinițe de stat. Asta trebuie să fie multe, să aibă o calitate bună și să fie accesibile oricui. În felul ăsta, părinții se pot duce la muncă, pot avea o carieră chiar dacă au copii. Și atenție, pentru a avea o demografie sănătoasă avem nevoie de minim o medie de 2,1 copii pe cuplu. Momentan suntem sub 2. Pe lângă asta trebuie să finanțăm programe de after school măcar până în clasa 5-a sau 6 a 6-a. Pentru familiile cu situația materială dificilă, trebuie să dăm ceva ajutoare financiare în funcție de numărul de copii, altfel nu se poate. În ciuda ce ne zice propaganda antisăraci venită de la libertarieni, datul de bani la săraci îi ajută să iasă din sărăcie. Mai ales dacă discutăm de copii care n-au ei nicio vină pentru situația materială a părinților. O altă chestie importantă e să-i facem pe masculii alfa de la noi să înțeleagă că statul cu copii nu e apanajul exclusiv al femeii. În societatea actuală, atât bărbatul cât și femeia trebuie să se ducă la muncă, atât bărbatul cât și femeia trebuie să facă treburi casnice și să aibă grijă de copii. Altfel o să vedem femei care o să evite să facă mai mult de un copil pentru că ghiși ce și ele sunt oameni și au dreptul să vrea mai mult de la viață decât să fie menajere pentru familie. Cele care vor menajerie, ok, nu sunt de condamnat, dar numărul lor este în continuă scădere. Emanciparea femeii nu e un proces reversibil, oricât și-ar dori ultraconservatorii. Ce ar mai trebui să facem pentru copii? Infrastructură sportivă accesibilă. După părerea mea, sportul e cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a ocupa timpul copiilor în mod sănătos și a descuraja consumul de alcool, țigări și droguri în rândul tinerilor. Și apropo de timp, cred că ar fi benefică reducerea programului de muncă de la 8 la 6 ore pe zi. Pe termen scurt, ar scădea marginal productivitatea în muncii, dar pe termen lung, crescând timpul liber al părinților, ar încuraja natalitatea și asta ar compensa pierderea inițială de productivitate. Poate România să financeze astfel de programe? Da, dar e nevoie de investiții destul de mari pe zona asta și o strategie națională care să fie implementată cu cap. Momentan nu prea e cazul, poate niște presiune publică aici ar fi necesară. Dacă nu se întâmplă lucrurile pe care le-am descris mai sus, puteți să spuneți adio sistemului de pensii publice, dar și închiderii decalajelor economice pe care le avem față de vest. Și nu, repatrierea diasporei nu e o soluție. Dacă nu vin românii înapoi cu minim doi copii pe cuplu, nu rezolvăm problema.